Emoții. Asta era cântecul dedicat lui Emoții, după ce a apărat penaltiile în meciul cu Steaua. Era imnul, sau nu, imnul a Stelei a fost atunci. Emoții, emoții. Așa, 8 și 34 de minute te-am întrebat, fain frumos, cum te relaxezi și cum te relaxezi când plouă. Și mi-ai spus la SMS foarte frumos. Atunci când plouă afară, îmi place să ascult muzică ori să dori, îmi spui cineva. Eu nu mă distrez foarte tare când plouă, dar îmi place să mă aud de plouă. Să spune Ștefania din Hunedoara. Mulțumim, mulțumim mult de tot. Hei, hei, altcineva. Fie când plouă, îmi place să stau în pat cu geamul deschis, alături de prietenul meu și să ascultăm când plouă. Raul și Irina. Băi, ups, romantic. Vezi? Că la urma unei are și toamna rostul ei, ploaia asta. Altcineva spune, așa mă relaxez ascultând muzică, super hiturile Pro FM, citind o carte interesantă și evident navigând pe net. Liviu, mulțumesc mult, ora scot muzica din playlist, ori vă ascult pe voi, sunteți și mai tari. Păi tot tare. Vă folosi boala ca un ciomac, te bat până când te întorci la mine. Dumnezeu nu primește o astfel de pocăință. Dumnezeu nu spăimântă pe nimeni, afară sunt fricoșii. Dumnezeu nu produce fricoși. Dumnezeu nu produce negustori însetați după bogățiile cerului. Dumnezeu nu produce așa ceva. Dumnezeu câștigă inimi în care seamănă dragoste. De aceea, aici în versetul 38, când spune vi se lasă casa pustie, însemnează... Rămâta Sore și altă gașcă, mai mare, cu spic, și Camelia cu Accent și Lidia Buble. Hiturile se văd prima dată în proiect. Mersi pentru SMS. You always smile.